Salut, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să abordăm o temă istorică foarte frumoasă și anume o să vorbim despre Decebal și am să vă prezint câteva informații foarte puțin cunoscute de români despre ultimul rege al Daciei, am putea spune. De asemenea, să-mi spuneți dacă vă plac genul ăsta de episoade, pentru că, sincer să fiu, de când am canalul ăsta de YouTube, am încercat să dezbat cam orice temă. Dar n-am intrat în istoria asta atât de îndepărtată. Mai mult m-am focusat pe istoria, nu știu, comunistă și așa mai departe, dar pe istoria asta chiar niciodată. Am postat săptămâna trecută un episod despre cei mai duri luptători români, domnitori, mă rog, și am văzut că v-a plăcut și a fost destul de vizionat. Așa că am să mai fac episoadele astea, să-mi spuneți dacă vă place, să mai dați idei de genul acesta și am să mai vorbesc. Acum, haideți să trecem la episodul nostru, să vorbim despre Decebal. Decebal a fost ultimul rege al Daciei și un personaj de legendă în istoria poporului român. A fost omul care a condus armatele Daciei în cele mai crunte înfruntări din antichitate. Decebal a sfârșit ucigându-se, iar după moartea sa, o parte a teritoriilor aflate în stăpânirea lui au intrat în componența Imperiului Roman. Decebal, ultimul rege al Daciei, este unul dintre personajele fascinante din istoria românilor. Domnia sa, de două decenii, a avut loc într-o perioadă în care Imperiul Roman se afla într-o continuă expansiune și reprezenta cea mai mare amenințare pentru poporul care stăpânea teritoriile actuale ale României. Armatele regelui Dac au fost înfrânte în cele din urmă de romani, iar o parte a țării a devenit provincia Imperiului. Totuși, regele înfrânt a rămas în istorie ca un adversar de temut, chiar și pentru puternicul Imperiu Roman, așa că haideți să vă arăt câteva lucruri importante despre regele Decebal. Istoricul latin Cassius Dio l-a prezentat pe Decebal ca fiind un dușman de temut al romanilor. Decebal, regele dacilor, era priceput în ale războaielor și scusit la faptă, știind când să năvălească și când se retragă la timp, meșter în a întinde curse, vitează luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucrurile a fost mult timp un potrivnic de temut, relata Dio Cassius în istorii, volumele în care a descris războiul ale dacoromane. Potrivit istoricilor, Decebal s-a născut între anii 50-60 a erei noastre și a ajuns la conducerea țării în anul 87, într-o perioadă în care Dacia se afla sub amenințarea armatelor romane. Puterea a fost cedată de bunăvoie, potrivit relatărilor unor istorici antici, de către regele Duras, iar decizia a permis astfel reorganizarea și întărirea statului dac. Decebal ar fi fost fiul regelui Scorilo, potrivit interpretării date de istorici unei inscripții descoperite în Sarmizegetuza Regia. Este vorba de un vas, probabil unul de cult, ștanțat cu inscripțiile Decebal sper Scorilo, scrise cu pliteri latine. Istoricul Adrian Daicovicu a tradus inscripția prin Decebal fiului Scorilo. Într-adevăr, cuvântul per, înrudit cu latinescul puer, are în limba tracodacilor înțelesul de fiu, ca de pildă numele Zuper. Alfabetul grecesc e înlocuit cu latin. Pe marele vas de cult descoperit la Sarmizegetuza, inscripția Decebal per Scorilo e redactată în limba dacilor, dar cu litere latine, constată Adrian Daicoviciu în volumele Dacii din 1965. În vremea lui Decebal, regatul Dac a cuprins Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul și sudul Moldovei, fiind considerat mai puternic și mai bine organizat decât în vremea regelui Burebista, chiar dacă era mai puțin în Granițele statului Dac erau la sud și la vest Dunărea, la est Prutul și Dunărea, Dobrogea fiind sub influență romană, iar la Tisa și Prutul. Capitala era la Sarmizegetuza Regia, în munții Orăștiei. Din primii ani de domnia lui Decebal, Dacia se afla în conflict cu Imperiul Roman. În vremea împăratului Domitian, romanii au invadat teritoriile din sudul țării, însă inițial au fost înfrânți și zdrobiți. În anul 88, romanii reușesc să obțină o victorie împotriva dacilor, la Tapaie, porțile de fier ale Transilvaniei, din zona Ulpia, Traiana, Sarmizegetuza. Iar ulterior, între cele două popoare se instaurează pacea. Deși Decebal fusese înfrânt, tratatul de pace încheiat cu Roma era avantajos
susțin istoricii. Decebal a fost numit rege clientelar al Romei, dar regatul său beneficia de subvenții din partea Romei. Era trimis în Dacia ingineri, constructori și instructori militari, astfel încât țara se poate dezvolta și organiza. Istorii susțin că numele Decebal înseamnă cel curajos sau cel puternic. Regele Dac s-a numit Diurpaneus, înainte ca faima cucerită în războaie de la Tapae să-i aducă acest supranume. Unul dintre aceste războaie a fost purtat cu armatele împăratului Domitian, conduse generalul Fuscus. În anul 87, romanii au trecut Dunărea, dar au fost opriți la Tapae în urma unei ambuscade plănuite de Decebal. Istoricii susțin că aproape toți soldații din legiunea 5-a a lui Dai au fost uciși, împreună cu generalul Cornelius Fuscus. Înainte de această bătălie, Decebal, văzând numărul mare al forțelor armate romane, a propus încheierea unui tratat de pace, însă a fost refuzat. Atunci a trimis o nouă solie, cu înștiințarea că de-i vor cere lui romanii pe viitor pace, nu va da decât în schimb unui tribut de 2 oboli pe an de fiecare cap de roman de imperium. Se pare că Fuscus a luat atunci insulta asupra sa și că a intrat pe cât de furios, pe atât de imprudent, în Dacia spre a pedepsi pe Decebal. Având un astfel de temperament, înțelegem cum Fuscus a putut fi tras în cursă și sfărmat de cumintele, socotitul și plinul de resurse strategice Decebal al dacilor. Steagurile și prada cucerite la romani, acum se va prăpădi întreaga Legio Valaudae. Furăduse, știm sigur acest lucru de la Cassius Dio, nu la Sarmisegetuza, ci în alte burguri din munți, scrie istoricul Vasile Pârvan în volumul Getica din 1926. O altă mărturie a iscusinței regelui Dac în război a venit în urma înfrângerii în anul 88 de la Tapae, unde dacii au încercat să țină piept invaziei legiunilor romane conduse generalul Tetius Iulianus. Istoricii susțin că atunci legionarilor romani li s-a ordonat să-și înscrie fiecare numele pe scut pentru a putea fi urmăriți în luptă. I-au învins pe daci, însă au suferit pierderi însemnate. Armata lui Decebal s-a retras în munți din calea romanilor, care au renunțat să o urmărească și să o zdrobească. O legendă spune că una dintre capcane întinse de regele Decebal romanilor a fost cea a curățării trunchiurilor de copaci dintr-o pădure pe care le-a împodobit cu arme și armuri, astfel încât legionarii au crezut că au în față o mare armată și au evitat înaintarea spre Sarmisegetuza. O altă istorisire despre bătălia de la Tapae îl prezintă pe dacul Vezinas, cel care a scăpat de captivitate prefăcându-se mort pe câmpul de luptă și fugind apoi noaptea la adăpost. Potrivit istoricilor, armata lui Decebal se putea ridica la 60.000 de oameni, dintre care 40.000 erau daci, iar restul proveneau din rândurile triburilor germanice și sarmatice, care le-au fost aliate dacilor împotriva romanilor. Despre organizarea armata a dacilor a scris istoricul Vasile Pârvan. Atât organizarea trupelor pe cete, comandate de șefi pricepuți în ale războiului, mai ales de gherilă și de stratageme, cât și armamentul și mașinile de război. Geții le puteau perfect învăța de la regii elenistici ai Macedoniei și tracii, cu care fuseseră în necontinente lupte sau la care serviseră ca mercenari. Dar principalele lupte ale geților nu erau cu grecii pe urmă cu romanii, ci cu barbarii înconjurători. Prin urmare, oastea getică, fiind mai mult o periodică ridicare în masă a populației țărănești turbate de vecinii normazi și prădalnici, va fi avut același caracter ca și oastea principatelor române de mai târziu, cele țărănești în armate adesea cu simple unelte agricole, ori măciuci și buzdugani de lemn strujit și pârlit. Pe vremea lui Decebal, dacii aveau de mult cetăți tari și mașini de război după modelele romane, dar chiar în războaiele cu Traian, dacii apar pe columnă tot ca niște țărani, înarmați ad hoc, iar nu cu oaste de meserie, scrie Vasile Pârvan. Istoricul a adăugat că dacii întrebuințau la atac ordinea de luptă în formă de pană, ca să intre și să rupă în două frontul dușman. În primul război de cucerire a dacii, romanii au folosit o armată care ajungea la 150.000 de militari. Războiul a început în primăvara anului 101, dar fusese pregătit de anii precedenți. Aurul și alte resurse ale dacii și forța amenințătoare a statului lui Decebal au fost cauze pentru care împăratul Traian a dorit cucerirea acestui teritoriu. În timpul primului război, romanii au reușit să distrugă mai multe fortărețe din munții Ureștiei, dar apropierea iernii i-a obligat să-și încetinească înaintarea. O legendă prezintă armata romană în fața unei cetăți dacice, găsind înfipte în pari crainile prizonierilor romani. Bătăliile dintre daci și romani duc la pierderi mari de ambele părți și se încheie la sfârșitul anului 102, un armistițiu dictat de Traian, defavorabil dacilor.
Al doilea război dacoroman a început în primăvara anului 105, când Decebal, bazat pe susținerea aliaților săi, atacă legiunile romane cantonate în Dacia, cu intenția de a recupera teritoriile pierdute. Represaliile romanilor, care dispuneau la acea vreme de o armată extinsă până la 200.000 de oameni, sunt puternice. Ele duc în vara anului 106 la cucerirea și distrugerea Sarmisegetuzei Regia. Războiul se încheie astfel cu înfrângerea dacilor, cu moartea regiului Decebal și cu proclamarea Daciei ca provincie romană. Istoricii care au relatat despre războaiele daco-romane afirmă armatele împăratului Traian au luat prăzi care au totalizat peste 160 de tone de aur și 300 de tone de argint. Cucerirea Daciei a fost sărbătorită timp de 123 de zile pe străzile Romei, iar cetățenii ei au fost scutiți timp de un an de plata impozitelor. Înainte ca Dacia să fie cucerită de romani, Decebal ar fi ascuns însă o parte a comorilor în albia râului Sargeția, care curgea în apropierea capitalei Sarmisegetusa Regia, potrivit lui Dio Cassius. Decebal a bătuse râul cu ajutorul unor prizonieri și săpase acolo groapă. Pusese în ea o mulțime de argint și de aur, precum și alte lucruri foarte prețioase, așezate peste ele pietre și îngrămădite pe pământ, iar după aceea a adusese râul din nou în albia lui. Tot cu oamenii aceia, Decebal pusese siguranță în niște peșteri, veșminte și alte lucruri la fel. După ce făcut toate acestea, îi măcelări ca să nu dea nimic pe față, ratea Dio Cassius. Istoricul roman susține însă că Decebal a fost trădat de Biciclis, unul dintre apropiații săi, căzut prizonier în război, iar romanii ar fi descoperit comoara. O altă relatare despre comoara lui Decebal reiește în actualitate 14 secole mai târziu, când localnicii au găsit în râu tezauri extrem de valoroase despre care se credea că au aparținut regelui dac. Mergeau niște pescari români cu șeicile din mureșul în Streiu și legându-și luntrile cu un trunchiu, au zărit că sclipește ceva, vrând să scoată din apa aceea ce sticlise prin rădăcile lemnului și cercând mai de adinsul, au aflat și mai mulți galbeni, mai cu seamă ale lui Lismahu, craiul Tracei, cu inscripție grecească. Cum am înțeles din oameni vreznici de credință, la 400.000 de galbeni și mulți sloi de aur au aflat, rata Gheorghe Șincai. Scena dramatică a morții lui Decebal a fost ilustrată pe columna lui Traian. Fresca îl înfrățișează pe acesta înconjurat de ustași romani, în timp ce își taie gâtul cu un pumnal. Decebal știa bine că, după ce totul a fost pierdut, urma să fie târât în robie, să împodobească triumful împotriva învingătorilor. Mândria lui nu suporta o asemenea rușine și de aceea prefera să-și curme singur viața, explică istoricul Ioan Horațiu Crișan. Și a fost relatată și de istoricul latin Dio Cassius. Când a văzut Decebal că scaunul lui de domnie și toată țara sunt în mâinile dușmanului, el însuși este în primejdie să fie luat prizonier, își curmă zilele. Capul său fu dus la Roma, relata istoricul latin Dio Cassius. Despre locul unde s-ar fi petrecut evenimentul se știe mai puțin. Unii istorici plasează sinuciderea în apropierea cetății Sarmisegetusa Regia, iar o legendă spune că acesta ar fi poiana omului din munții Orăștiei. Cam atât s-a fost de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și de subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre Decebal? Și chiar vreau să mai dați idei de genul acesta, dacă vă plac, evident. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul secundar de YouTube, aveți link în descriere. Nu uitați să dați un follow pe Instagram și unul pe TikTok la Joker Virtual. Ne zicem cu alte episoade și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți. Yeah.